Maria Tudorescu are 56 de ani și dis de dimineață se trezește și muncește în solarul pe care îl are. Ziua nu poate să facă mare lucru în el deoarece este foarte cald. Femeia are în acest moment salată, ceapă verde, mărar și pătrunjel. După ce se termină recolta, pune roșii, ardei și varză. Agricultura pare a fi destul de profitabilă în acest moment. Doamna Maria spune că îi place ceea ce face, chiar dacă este foarte greu. În solar avem ceapă, salată, pătrunjel, mărar și răsaduri care trebuie să le punem pentru primăvară. A fost pregătit acum răsadurile de roșii? Ce mai aveți acolo? Avem răsad de roșii, de varză, de ardei, care trebuie să le punem iar în solar. Deci după ce scoateți ceapa și salata, următoarele, roșii, ardei, vinete, varză? De toate, de toate punem. Doar pentru consum propriu sau? Și pentru vânzare. Și pentru vânzare. Și pentru vânzare. Cât de greu este ce faceți dumneavoastră? Cât de mult timp vă ocupă? Tot timpul. Tot timpul. Tot timpul e pentru solar. Nu se poate face altceva. De dimineața până seara aici? În solar, în timpul zilei, nu că e prea cald. Nu se poate sta, dar dimineața și seara se lucrează în el. În comuna Bălești sunt mulți agricultori ca Maria Tudorescu din satul Tămășești, sat bine cunoscut pentru calitatea verzei de toamnă. Cea mai mare parte a locuitorilor comunei se ocupă cu agricultura. Suprafața cultivată este de 2900 hectare, structura culturilor fiind reprezentată preponderent de varză și salată.